Și despre situația din Ucraina discutăm cu Radu Car, profesor universitar, Facultatea de Științe Politice din cadrul Universității din București. Bună ziua, domnule profesor, vă mulțumesc mult pentru prezență. Bună ziua, bună ziua. Domnule profesor, aș vrea prima oară să vorbim despre podul care leagă peninsula Crimea și care a fost avariat în această dimineață. Nu este prima dată când se întâmplă acest lucru, să ne așteptăm la un răspuns din partea Rusiei, la alte manevre ale Ucrainei? Nu este încă foarte clar cum s-a produs acest incident. Cert este că au murit două persoane și un copil este grav rănit. Ceea ce putem spune în acest moment este că sunt două ipoteze. Ambele sunt legate de un atac al forțelor ucrainene, odată prin într-o dronă aeriană și a doua oară printr-o dronă subacvatică. În orice caz, se pare că circulația pe acest pod a fost întreruptă. Din câte se pare la prima evaluare, incidentul nu este atât de grav precum cel care a fost produs anul trecut. În orice caz, dacă nu va fi un impact serios asupra transportului de trupe, va fi un impact psihologic, pentru că după primul atac, Vladimir Putin a avut o intervenție în care a spus că acest incident nu se va mai repeta și aduc aminte faptul că nici până astăzi nu se cunosc rezultatele anchetei pe care autoritățile din Federația Rusă au făcut-o după acel incident. Deci, un impact psihologic real există fără îndoială. Ucraina a început contraofensiva, Rusia folosește bombă cu dispersie. La ce să ne așteptăm? Unde o să se ajungă? Într-adevăr, Ucraina a primit această muniție cu dispersie. Nu a folosit-o încă. Se pare că este livrată, dar nu a ajuns încă pe linia frontului. Federația Rusă a anunțat că are și ea rezerve de astfel de muniție, fără a menționa faptul că până în acest moment a utilizat-o pe front în războiul din Ucraina. Nu este clar care sunt intențiile forțelor ucrainene de a utiliza această muniție sau nu, pentru că eu cred că în momentul de față se face încă o analiză dacă această muniție ar avea un impact serios asupra liniilor frontului, la trece de această cunoscută linie Surovikin de fortificații de pe front din zona Zaporoje. În momentul în care se va încheia această analiză, cred că se va lua o decizie și probabil că Ucraina nu o va anunța din motive lesne de înțeles, din motive strategice. Dar vom vedea rezultatul concret, dacă linia frontului se va muta sau nu și dacă Federația Rusă va decide să retalieze cu aceleași măsuri. Și vorbeați de ajutorul statelor NATO pentru Ucraina. Credeți că acest ajutor, această susținere, poate să fie una pe termen nelimitat? Nu, sigur că nu. S-a și văzut de la summitul NATO de la Vilnius faptul că Ucraina nu a reușit să avanseze foarte mult în această contraofensivă. A înclinat balanța, spune eu, în ceea ce privește formularea comunicatului final. Sunt absolut convins că dacă această ofensivă ar fi avut rezultate mai concrete, probabil Ucraina primea o invitație sau, mă rog, formularea era mult mai clară în comunicatul final privind perspectivele Ucrainei de a adera la NATO. Evident că aceste livrări de muniție au un impact limitat, în sensul că producția de muniție pe o lună este din țările NATO, este folosită cam în câteva zile pe frontul din Ucraina. La acest ritm va exista mod serios o problemă legată de livrare de muniție. Există o fereastră de oportunitate pentru Ucraina până la începutul toamnei și dacă nu se va reuși în această contraofensivă, se va pune serios problema
diminuării livrărilor din considerente tehnice, nu din faptul că va slăbi, să spunem, nevoia de a ajuta Ucraina și determinarea națiunilor occidentale, ci pur și simplu pentru faptul că această ofensivă va stagna în mod iremediabil datorită anotimpului rece și, așa cum am spus, producția de muniție nu poate fi mărită. Ea merge în momentul de față la capacitate maximă în toate țările NATO. Acordul privind exportul de cereale din Ucraina expiră astăzi. Putin spune că nu-l va prelungi pentru că Rusia nu a primit tot ce a cerut în aceste negocieri. În același timp, liderul de la Ankara, Recep Erdogan, cel care a mediat acest acord anul trecut, spune că se va răzgândi Putin. Ce credeți că se va întâmpla cu acest acord? Am văzut în ultima vreme o mobilizare mai mare a Turciei pentru a prelungi acest acord. Nu avem, din păcate, o poziție oficială a Federației Ruse legată de prelungirea acordului. El a expirat la orele 12 noaptea și ieri a fost efectuat ultimul transport de cereale din Ucraina. Ucraina a suspendat cumva această rută așteptând reacția Federației Ruse. Însă ce este mai important este că acest acord a fost negociat cu medierea Națiunilor Unite, deci cred că se impune cu absolută necesitate o poziție a secretarului general ONU în vederea prelungirii acestui acord. Rusia profită întrucâtva de această slăbiciune, de faptul că ONU este mai puțin prezentă în legătură cu un acord care, repet, dacă nu ar fi existat medierea ONU, probabil că nici astăzi nu s-ar fi realizat. Desigur, cel mai important a fost faptul că Turcia și Rusia s-au pus de acord, dar, repet, sub o egida internațională.